găsit, dragi telespectatori, la misiunea îndeplinită. Sunt Carmina Vlad, iar de această dată vom sta de vorbă cu pompierii despre activitatea lor. De aceea, în această emisiune, vom vorbi despre evaluarea activității, dar și totodată evaluarea Comitetului de Județean pentru Situații de Urgență pe anul 2018 și, de ce nu, ce planuri de viitor au pe anul 2019. Vom afla toate acestea împreună de la domnul colonel Constantin Florea, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia al județului Dolj, căruia îi spun bună seara, bine ați venit la noi și la mulți ani, vă spun, pe anul 2019. Sărut mâna dumneavoastră și telespectatorilor postului de dumneavoastră de televiziune, la mulți ani pe 2019. Da, suntem la ora de evaluare de bilanț pentru anul 2018 și avem multe planuri de viitor. Anul 2019 va fi un an plin de încercări pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Haideți să le luăm pe rând. Cum a fost anul 2018 pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj? Pentru că ați avut o grămadă de emisiuni. Eu am făcut foarte multe emisiuni cu dumneavoastră și am aflat pe parcursul anului câte misiuni ați avut și cât de ocupați ați fost, să spunem. Da. Inspectoratul pentru Situații de Urgență, indiferent că e secetă, că e zăpadă, că e soare. E soare, are de lucru. Indiferent de natură, avem activități și de prim ajutor, avem activități de planificare a sprijinul comunităților și putem să spunem că am făcut față cu brio, cu personalul care l-am în subordine, cu echipa de conducere, cu toate subunitățile din județ, am făcut față și am participat la toate activitățile la care am fost solicitați. În anul 2018, Inspectoratul pentru Urgență a răspuns la 33.747 de apeluri. Da, luate așa în gro, sună foarte mult. Da. Din acestea, deci să spunem că am fost cam 92 pe zi apeluri la 112 care au fost transmise către inspectorat. Din acestea au fost 484 de incendii, 46 intervenții pentru asistența persoanelor, 114 intervenții pentru protecția și comunităților, 334 alte situații de urgență, inundații, misiuni pirotehnice, fenomene meteo periculoase, evenimente publice și 8.009 intervenții smurt. Iată că și în acest an ponderea intervențiilor smurt este mult mai mare decât ponderea intervențiilor pentru celelalte activități. Domnul comandant, acum sincer, că de fiecare dată când sunăm la 112, pentru că avem foarte multă încredere, nu numai în pompieri, dar și colegii dumneavoastră de la smurt, toată lumea e tentată să zică vrea un echipaj smurt. Da, așa este. Echipajele smurt acționează operativ și deplasează la locul intervenției, dar să știți că toate aceste misiuni sunt coordonate din dispecieratul inspectoratului pentru toate tipurile de ambulanță și toate urgențele. Este medic coordonator, doi asistenți de la SAJ, asistentul smurt și echipa mea de interviu cu ofițerul de serviciu și încă doi subofițeri care coordonează toate misiunile inspectoratului. Și ambulanțele SAJ și ambulanțele smurt sunt coordonate în funcție de codurile care sunt transmise. Medicul stabilește și trimite cea mai apropiată autospecială de intervenție. Ambulanța, indiferent că e SAJ sau că este smurt, vor participa acolo unde e nevoie, în ordinea priorităților, pentru că de fiecare dată sunt mai multe apeluri decât probabil sunt autospeciale de intervenție. Și sunt luate în ordine și sunt rezolvate toate așa cum sunt planificate. Dar mai sunt și apeluri care sunt de rea credință, cu ghilmelele de rigoare, care sunt false. Încă mai avem. Încă se mai păstrează și apeluri false și întoarceri în traseu și mai sunt, chiar dacă sunt confirmate, pentru că înainte de a pleca la o misiune se confirmă apelul. Sunt sunate de pe cartele, sunt sunate și atunci nu poți să le verifici decât să nu te duci la o misiune, mai bine chiar dacă mergem și ne întoarcem în traseu sau ajungem la locul faptei și nu găsim pe nimeni acolo unde ar trebui să fie apelantul, mergem și ne întoarcem înapoi la bază și luăm altă misiune. Deși, dacă stăm bine să ne gândim, oamenii trebuie să fie conștienți și noi, presa, tot am vorbit de aceste apeluri false, să nu mai fac aceste apeluri pentru că
Poate în acel timp când un echipaj de la dumneavoastră de la Zmurd se deplasează la un apel fals, poate altcineva are chiar nevoie. Da, da. Cele mai multe sunt la Zmurd. Mai sunt și la intervenții la alte, că apar fel și fel de situații care nu se confirmă, dar sunt mult mai puține la intervenții la incendii sau alte accidente decât cele de la Zmurd. Încă se continuă această, eu știu, e o isterie a celor care încearcă să facă glume pe seama situației de urgență. Dar sunt oameni care, într-adevăr, au nevoie de o echipă de intervenție și trebuie să ajungă cât mai urgent. Așa este. Haideți să continuăm. Ce ați făcut pe 2018? Da. Media incendiilor la 100.000 de locuitori a fost de 346 în față de anul 2017, când au fost 415. Deci anul ăsta am avut un an. Da, a scăzut. Au scăzut și numărul incendiilor de vegetație uscată. Am avut un an mai propice și n-am avut asemenea incendii de vegetație uscată. Iar media incendiilor la 100.000 de locuitori a fost de 336. Tot în anul 2018 am avut foarte multe incendii care au fost declanșate la locuințe. Deci 58% au fost incendii declanșate la locuințe, la proprietate individuală. 14% la mijloace de transport, 6% incendii la blocuri de locuit, 22% alte obiective, construcții, depozite, păduri sau culturi agricole. Incendiile produse în acest an în zona de competență au fost generate în cel mai mult de focul deschis, 60%. Instalații electrice defecte, 14%. Coșuri de defecte, burlane necurățate, 7%. Acțiuni intenționate, 3%. Și 16% alte cazuri. Se continuă această activitate care nu mai este de actualitate, curățarea coșurilor la petin înainte de începerea sezonului de încălzire a sobelor. Am făcut apel și în presă. Am făcut apel la serviciile voluntare pentru de urgență. Am stat de vorbă cu primarii pentru a conștientiza cetățenii să poată să-și curățe coșurile. Pentru că avem și în acest an, și iar în iarna asta, chiar și 2019, se continuă incendiile de coșuri, de acoperișuri, pentru că sunt necurățate, sunt netencuite, sunt depuneri de funingină sau înfundate pe timp de vară de anumite păsări care intră și își fac cuib acolo și se continuă. Am avut și persoane decedate din cauza intoxicației cu fum de la sobele în cauza coșurilor necurățate. Nu mai există, așa cum era înainte la primărie, un cetățean care se poate să facă această acțiune. Este o firmă, două care sunt specializate, dar și cetățenii trebuie să apeleze sau prin intermediul serviciilor voluntare să poată să se organizeze această activitate la cei care doresc și au nevoie să își curățe coșurile. Deși noi, alături de dumneavoastră, de pompieri, noi am tot apelat la cetățenii ba să-și zugrăvească coșurile în interior ca să vadă pe unde iasă fum, ba să-și le curățe, ba să aibă grijă ce bagă în sobă. În sobă, fel fel de materiale de cauciuc, plastic, exact, care se depun pe... Da. Ar trebui să fie conștienți cei care construiesc casele, în primul rând, să le tencuiască, să le facă așa cum trebuie coșurile. Deci să nu rămână la roșu și cu crăpături, cu spărturi sau cu alte spații, orificii între cărămizi. Și acești cetățeni care construiesc de dragul de a construi și sunt societăți care le dau mai repede în folosință să poată să fie locuite, nu le finisează și nu le duc la bun sfârșit. Iar cetățeanul are casă nouă, nu mai știe dacă are sau nu are coșul cum trebuie. Sau sunt multe grinzi încastrate în coș. Acoperișul, șarpanta din lemn, este lipită sau încastrată în coșul de cărămidă și acestea, lemnul devine piroforic, se autoaprinde la o temperatură care nici nu ne imaginăm, nici nu suntem aproape atunci când se poate autoaprinde. Și nu observăm că e pe timp de noapte și atunci acoperișul ia foc. Sunt multe probleme care le aducem de fiecare dată în atenția cetățenilor și în perioada de vară când începe recoltarea păioaselor și toate celelalte și încep incendiile de lanuri, de miriș și de vegetație și intră în anexe gospodărești și toamna când începe perioada de încălzire.
După experiența dumneavoastră, pentru că știu și v-am văzut de multe ori că și dumneavoastră, chiar dacă sunteți inspectorul șef, comandantul unității, să spunem, vă duceți la aceste misiuni. După experiența dumneavoastră, care a fost cea mai grea misiune pe care pompierii au îndeplinit-o pe anul 2018? Pentru că la dumneavoastră nicio misiune nu seamănă una cu alta. Da, am avut câteva incendii în anul 2018 care au fost mai de amploare și au necesitat intervenția la mai multe subunități. Este vorba de un incendiu în centru vechi, când o locuință pe trei străzi a pus în pericol aproape un bloc de locuințe, de case vechi, în centru vechi, chiar în Craiova, unde s-a acționat greu pe timp de noapte, unde am adus trei subunități de intervenție din Craiova și a trebuit să fie condusă intervenția de comandant sau de prim adjunct. Și am fost la intervenție și a fost o intervenție grea, deosebită, până au fost oprite gazele, până a fost întrerupt curentul, până să căutăm victime în interior, să vedem dacă sunt persoane surprinse în urma incendiului. Și a fost o intervenție deosebită și am avut o intervenție deosebită pe durata a două zile la depozitul de fier vechi, de unde se duc autospeciale la Rabla. Acolo foarte multe cantități de materiale combustibile, aglomerație mare de materiale și nu era selecția făcută, a intrat incendiu, s-a propagat în interior din cauza resturilor de materiale plastice, combustibile, uleiuri, motorine, benzine, ce a fost acolo în fiecare mașină și atunci a luat o amploare și a fost greu ca să putem să spargem și să putem să intervenim, dar cu sprijinul subunităților din Craiova, pentru că au fost toate, am avut și servicii private la intervenție cu utilaje operatorului care am putut să spargem și să înlăturăm multe materiale care din material, din tablă, din aluminiu, din fontă, am reușit să-l lichidăm. Celelalte intervenții au fost obișnuite, pentru că la noi intervenție grea înseamnă când concentrăm mai multe forțe. Altfel se descurcă un echipaj sau două de la subunitatea care era unul de intervenție. Știu că sunteți foarte activi și mi-aduc aminte că de Paște v-am sunat eu pentru o clădire, noaptea v-am sunat, pentru o clădire de la Facultatea de Mecanică și... Da, și aia a fost o intervenție grea. Da, grea. Și deja da. S-a făcut acoperiș pentru că eu stau acolo și exact da, văd clădirea. Da. Acolo au fost și laboratoarele Facultății de Mecanică și au fost și câteva mașini în apropiere, în atelier acolo da. Și au fost scoase și evacuate. Da, a fost o intervenție chiar grea. Chiar am văzut toată istoria aceasta a incendiului și ce mi-a plăcut că am văzut foarte multe mașini, dar oamenii nu făceau față, adică pompierii ar fi vrut să facă și mai mult și mai mult și mai mult, dar nu puteau. Mă, bă, erau mașini parcate pe stradă, oamenii nu conștientizau că, domnule, trebuie să dai, faci loc. Și asta se întâmplă de fiecare dată, la fiecare intervenție a dumneavoastră. Vezi mașini parcate și ei stau și se uită. Ia, domnule, mașina din fața... Nu erau ale lor, pentru că cei care erau acolo și au văzut au încercat să le ia, dar aglomerația de mașini, locuri de parcare insuficiente. Și problema surselor de apă. Deci da, și asta era o da. Și țin minte că v-am sunat noaptea, pe la vreo 3 dimineața, v-am trezit din somn și v-am zis că să mai aducă mașini de pompieri. Într-adevăr, între timp au venit și alte mașini de pompieri. Foarte multe forțe, desfășurare de forțe au fost acolo. Am văzut chiar pe viu, ca să spun așa, cam cum se desfășoară o misiune de asta de la început până la terminare. Da, pentru cei care sunt din afară nu înțeleg sau nu conștientizează cum se lucrează și cum se transmit ordinele de desfășurare a misiunilor. Comandanții de echipaje, șefii de intervenție sunt pregătiți și se înțeles prin semne ce au de făcut. Cei care coordonează activitatea, dacă e de amploare, vine grupa operativă a inspectoratului
o echipă care coordonează, care liniștește într-un fel activitatea de coordonare și de intervenție. Pentru că venind mai multe mașini, mai multe subunități, se face recunoașterea. Unii se ocupă de intervenție la stingere, unii de evacuare, unii de alimentare cu apă. În momentul când vine grupa de intervenție sau coordonarea se face la alt nivel, cei care sunt veniți să stingă se ocupă de stingere și de evacuare. Se ocupă alții de coordonarea intervenției. Și atunci, din afară se vede ca și o coordonare a intervenției. Și este foarte bine pentru că la fiecare nivel este cineva care coordonează și transmite mai departe datele. Da, și ce m-a uimit că imediat după după ce am anunțat la 112 incendiu, chiar am fost sunată de către băieții dumneavoastră de la pompieri, m-au sunat, doamnă, este sigur, exact ce spunea și dumneavoastră, că într-adevăr se face confirmarea. Se face confirmare, să te sigură că este incendiu. Am zis, da, este, că eu mă uitam direct în el. Și mai sunase și altcineva și asta înseamnă coordonare foarte bună a echipajelor dumneavoastră. După ce apelul preluat la 112 și se face confirmare, este transmis la către dispeceratul, către instituția care are în subordine activitatea respectivă și o dăm la raiul intervenției indiferent de județ, indiferent de subunitatea de intervenție de oraș unde avem subunități. Dar până se trimită subunitatea de intervenție, se face confirmarea ca să poată să fie sigur că echipa merge la intervenție. Da, cel mai bine este atunci când sunăm la 112, eu cel puțin așa procedez, spun, mă numesc Vlad Carmina, am numărul de telefon 07 tralala și apoi... Da, pentru că se vede pe numărul de care sunați. Da, și vede și de unde, sigur, că asta nu înțeleg oamenii. Că pe numerele cu abonament se identifică imediat. Imediat. Și atunci confirmarea e mult mai ușor de făcut. Da. E bine ca cetățenii să-și dea numele și să nu părăsească telefonul, pentru că vor fi sunați și întrebați de amănunte și detalii despre locul evenimentului. Da, și să nu uite că cei care sună aceștia la aceste persoane care sună la 112 să nu uite un lucru, că dumneavoastră aveți un GPS și că oricum îi puteți depista de unde sună. Că mai sună unii de prin Brașov, vezi că s-a întâmplat la Creava. Păi da, da, tu ești în Brașov, n-ai cum să spui despre Creava. Dacă cel mai aproape releu primește semnalul de 112, indiferent pe ce telefon s-ar suna. Dacă se sună, trebuie să băgat prefixul județului și atunci se trimite apelul pentru județul respectiv, dacă se sună la apelul la 112. Dar, indiferent cum ar fi, apelul ajunge unde trebuie și atunci e primit, indiferent că sunt pompieri, jandarmi, poliție sau ambulanță, primesc acest apel și toți sunt în ascultare. Deci, indiferent că se sună la în ascultare și fiecare își trimite forțele și se organizează în funcție de misiunea respectivă. Da. Cum a fost anul 2018 pentru dumneavoastră? Ușor? Greu? Da, pe timpul intervențiilor au fost salvate 80 de persoane, 59 de adulți și 21 de copii. Cu toate acestea au avut loc și 7 persoane care au decedat și 5 care au suferit traume în urma intervențiilor. Pentru inspectorat a fost un an bun. Un an în care am lucrat mult la implementarea de proiecte europene cu transfrontaliere, unele și unele pe plan local. Pentru anul 2019 suntem prinși, chiar pe 4 februarie va veni o echipă de verificare într-un proiect de reabilitare și consolidare a detașamentului 2 de pe Caracal, unde va veni să verifice condițiile pentru introducerea la pentru evaluare ca să putem să-l intrăm anul acesta cu subunitate pe Suierd, pe regiunea centru. Dar pe lângă asta mai avem încă 2 subunități pe POR, Calafatul și secția Craiova, care la fel vor urma la evaluare. Până la această dată sunt trecute toate etapele. Mai avem încă un proiect care ne mândrim cu CNI-ul, cu clădire care era cu risc 1 de cutremur și se aștepta să vină cu tremurul, să cadă construcția, să poată fi, altfel nu poate fi reabilitată pentru riscul 1. Și cu sprijinul CNI-ului, această clădire va fi reabilitată, consolidată și va deveni muzeu al pompierilor și parte din activitate pentru desfășurarea activităților pentru subunitate de intervenție. Și e o clădire de
ce spun, istorică, o clădire care va fi ceva foarte frumos. Am reușit să facem rost la arhivă de fotografii, de imagini, de toate datele despre construcție și va fi reabilitată de către CNI. Foarte frumos. Dar să nu uităm că dumneavoastră ați participat și la niște concursuri, unde ați luat niște premii, unde sunteți văzuți foarte bine și ați luat premiul întâi chiar. Aveți colegi care sunt sportivi și care participă la concursuri sportive. I-am avut aici chiar invitați cu toate trofeele lor. Da, ceea pe lângă activitatea de intervenție, da. Participam și la concursurile serviciilor de urgență. Da. Echipa de la Dolj în anul 2018 este campioană națională la descarcerare. Felicitări! Și, frumos! Da, iar în anul 2019 vă invităm să participați pentru că finala va fi la Craiova, unde toate echipele participante și românești și străine vor veni să participe la finala pe anul 2019. Da, e o activitate frumoasă unde ne mândrim cu o echipă de intervenție și sperăm să facem o figură frumoasă la campionatul mondial, care anul ăsta va fi în Franța, unde echipa Doljului va participa la competiția de descarcerare. Sunteți pregătiți? Pregătiți nu suntem tot timpul așa cum ar trebui, dar de câțiva ani de când participăm la această competiție, pentru că noi suntem tineri în această activitate. Tineri, dar ați luat premiul întâi. Da, sigur, la nivel național suntem tineri față de țările europene, toate țările din campionatul mondial care participă, 30-40 de țări, sigur că da. Ne-am prezentat onorabil și anul trecut când am participat la finala campionatului mondial când a fost în România. Dar noi sperăm ca din ce în ce să ne fim pregătiți să putem să reprezentăm România la acest campionat. Pe lângă competițiile de descarcerare avem și foarte buni atleți și jucători de tenis de câmp și jucători de mini-fotbal. Pentru că și în acest an echipa de mini-fotbal la peste 40 de ani a ocupat locul 1. Este al doilea an consecutiv. Când am început activitățile, era fotbalul în 11 și până să desfințeze competiția, 7 ani consecutiv, campioni naționali. A fost campioni europeni. Sigur că da, avem amintiri frumoase. Pentru că pregătirea este de bază. Indiferent pentru ce activitate ne pregătim, pe paramedici, de intervenții la inundații, intervenții la incendii sau activități sportive, tot pregătire. Educația fizică se face la Inspectoratul pentru Urgență în poligoane de pregătire. Așa este și mai ales că important este cum te pregătești și cât de mult îți dorești să te pregătești. Da. Pe lângă activitatea de intervenție, să știți că și activitatea de prevenire la inspectorat a avut o activitate bogată. Inspecția de prevenire a efectuat 736 de controle de prevenire anul 2018 și au fost depistate un număr de 1355 de deficiențe, din care au fost remediate pe loc, pe timpul controlelor, 297, iar 990 au fost sancționate contravențional, fiind aplicate 395 de amenzi în cuantum de 1.500.000 și 62 avertizmente. O altă activitate pentru care inspectoratul se mândrește cu această echipă de avizare, autorizare pentru intrare în legalitate a unor obiective și construcții care nu au obținut certificatele de autorizare, autorizare de securitate la incendiu sau avize. Și în anul 2018 au fost emise 134 de avize de securitate la incendiu, 17 avize de protecție civilă, 56 de autorizații de securitate la incendiu și autorizații de securitate de protecție civilă. Da, din ce în ce mai mulți operatori economici vor să intre în legalitate și desfășoară activități împreună cu arhitecții, cu proiectanții, cu verificatori de proiecte să intre în legalitate pentru cerința de securitate la incendiu. Probabil conștientizează și ei că viața e mai presus de orice. Da, am avut foarte multe evenimente în țară unde au fost incendii cu victime, incendii cu pierdere de vieți omenești
și se pune tot mai acut această problemă și la școli, și la spitale, și la cămine de bătrâni, și la clădirile de cultură, să intre în legalitate și să fie respectate cerințele, să nu se mai întâmple să întâmple la colectiv sau în alte localuri pentru distracție sau petrecerea timpului liber. Da. Dacă stau bine să vă gândesc, este un lucru bun. Da, este un lucru bun și noi îi sprijinim, îi ajutăm, avem disponibilitate pentru toți cei care doresc să intre în legalitate să vină. Îi așteptăm la sediul inspectoratului, le dăm detalii, le putem asista, acorda asistență tehnică pentru întocmirea documentelor și trebuie să desfășoare activități de intrare în legalitate. Da. Haideți să continuăm. Activitatea Comitetului Județean pentru Situația de Urgență în anul 2018 a fost desfășurată conform programului. S-au desfășurat 18 ședințe din care au fost 10 extraordinare, 2 ordinare, 6 videoconferințe. Acestea au dus la stabilirea măsurilor necesare pentru prevenirea și limitarea efectelor situației de urgență generate de fenomene hidrometeo periculoase. În anul 2018 au avut loc sau au fost transmise 330 de atenționări meteorologice, 319 cod galben și 11 cod portocaliu. 36 de atenționări hidrometeo, din care 25 cod galben și 11 de cod portocaliu. Au fost transmise 32 de informări meteorologice. De fiecare dată de la stația meteo, noi primim aceste mesaje, le transmitem mai departe către comitetele locale pentru situații de urgență, pentru Comitetul Județean și în funcție de amploare și de mărime, se activează grupa operativă a Comitetului Județean pentru situații de urgență la sediul inspectoratului, iar grupurile de suport tehnic care participă țin legătura cu obiectivele, cu instituțiile și transmit toate datele la inspectorat pentru a fi luate măsurile pentru înlăturarea acestor efecte negative. Împreună cu Abajiu, cu Seghea, cu stația meteo, cu cei de la drumurile naționale, drumuri județene, salubritate cu primăria, suntem permanent în legătură și comunicăm și ne sprijinim sau împreună lucrăm pentru înlăturarea efectelor sau a fi cât mai mici pagubele pentru aceste situații de urgență. Tot în anul 2018 au fost date ordine de prefect pentru stabilirea situațiilor când a fost necesară pornirea pompelor de la ANIF, pentru stabilirea cuantumurilor, pentru cheltuielile care trebuiau să fie acordate pentru ANIF, pentru punerea în funcțiunea stațiilor. Pentru stabilirea pagubelor la culturile agricole, au fost comisii care au mers pe teren cu specialiști de la Direcția Agricolă, cu cei de la Apele Române, cu Inspectorat pentru de Urgență, să stabilească aceste pagube care au fost transmise mai departe autorităților pentru a veni în sprijinul cetățenilor acolo unde au fost calamități pe timpul secetei sau pe timpul inundațiilor. Comitetul Județean stabilește de fiecare dată, prin ordine al prefectului, măsurile care trebuie imediat luate pentru a limita aceste catastrofe sau calamități sau intervenții pe timpul stat de urgență. Ați avut o activitate foarte frumoasă pe 2018. Spuneți-mi ce vă doriți de la 2019. Da. De 2019 sperăm să fie un an bun, dar noi avem activități în primul rând de prevenire. Și indiferent că avem parte de intervenții în stat de urgență la incendii sau la smurt, intervenții pentru avizare, autorizare, noi lucrăm mult pe prevenire și pentru conștientizarea cetățenilor ca să nu beneficieze sau să nu suporte alte probleme grave, negative pentru familiile lor. Suntem prinși în activitățile de consolidare și punere în valoare a clădirilor în care locuiesc și fac serviciu colegii noștri.
Ce avem noi și anul ăsta sperăm să, dacă nu, două, deși două avem în plan, puncte de lucru. Este cel mai important lucru pentru a veni în sprijinul cetățenilor, să reducem timpul de răspuns și timpul de intervenție. Cred că în luna martie vom deschide un punct de lucru la Bratovoști. Este un lucru important pentru că avem foarte multe intervenții în această zonă și este la jumătatea distanței dintre Bechet, unde avem un punct de lucru, o subunitate, și Craiova. Și ajungem foarte repede la cetățeni, la intervenție și cu sprijinul serviciilor voluntare care au autospeciale de intervenție în zona, la localitățile unde sunt arondate, dar noi vom duce o autospecială de intervenție și o ambulanță la Bratovoiești, unde va veni în sprijinul cetățenilor. Un alt punct de lucru unde sperăm ca până în toamnă să-l deschidem va fi la Sopot. Este un punct de lucru foarte important în zonă pentru că drumurile sunt mai greu accesibile și până ajunge de la Craiova să ajungă la limita cu județul Mehedinți este foarte greu. Un punct de lucru acolo ne ajută să ajungem în câteva minute la localitățile care sunt arondate pentru acest raion de intervenție. Mai avem în vedere încă un punct de lucru, dar probabil, dacă nu, în toamnă, într-un anul viitor, la Plenița, unde iar la fel este un punct de lucru important pentru noi, să reducem timpul de răspuns și timpul de intervenție pentru cetățenii care locuiesc în aceste zone. Eu vă mulțumesc frumos pentru că ați participat la emisiune, vă doresc succes, vă felicit totodată pentru faptul că aveți foarte multe misiuni frumoase și îndeplinite, mai ales că v-am spus de fiecare dată, pompierii sunt iubiți de cetățeni și vă doresc să aveți un an nou plin cu realizări frumoase, sănătate multă, că asta contează, și putere de muncă. Da, în anul 2019 să știți că vom primi foarte multe autospeciale noi. Tehnică de intervenție. În 2018 am avut o dotare din partea inspectoratului, avem două autospeciale noi de lucru înălțime, două autoscări. Foarte important acest lucru pentru că putem lucra la înălțime, la clădirile care au probleme și putem interveni pentru salvarea cetățenilor și pentru intervenția la înălțime. Avem împreună cu Consiliul Județean foarte multe achiziții de tehnică. Vom încercăm anul acesta să putem să facem achiziția tehnică pentru subunitatea punctului care va fi în zona aeroportului. Va fi important pentru cele două parcuri industriale, pentru spitalul regional, pentru aeroport, pentru fabrica de avioane. Eu sper tot să facem o emisiune numai cu așa ceva. Va, sigur că da, va fi ceva deosebit când vom începe să dotăm acest punct de lucru, să facem ceva pentru cetățenii orașului Craiova și pentru cei din zona care vor avea, vor face parte din raionul intervenției al acestui punct de lucru. Chiar aș vrea să facem o emisiune pe aceste puncte cu dotările. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Aici pune punct emisiunii din această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare cu jandarmii, pentru că l-avem alături de noi pe domnul locotenent colonel Cosmin Mirea, comandantul grupării de jandarmi mobilă Craiova. Toate cele bune, la revedere! Să aveți o seară minunată! Mulțumim!